prezint arzătorul de ulei care funcționează prin vaporizare, care ați văzut în filmările anterioare. Acum a demontat din centrală. Așa arată. Țeava asta vine la mijloc. Din asta primește uleiul și aerul necesar arterii. Arzătorul este din două bucăți. Partea care intră în centrală, pentru că singura bucată nu poate fi introdusă în centrală, nu încape pe ușa centralei. Elementul cheie este această țeavă prin care trece aerul și uleiul aici jos iese și intră aici la această olandeză. Trece prin mijlocul țevii, se vede, din cauza ca să fie răcit, să nu se gazefieze uleiul până când ajunge în oala unde se produce arderea. Găurile sunt făcute aleatoriu, găuri de 2 mm, aici avem o tijă care este pe post de a curăța capătul țevii unde vine uleiul, pentru că se depune deseori calamină, uleiul nefiind filtrat. Cum vedeți, aici jos avem cenușă. Această cenușă s-a format în 3-4 ore de funcționare. Aceasta trebuie îndepărtată în fiecare zi. Mergem mai departe. Aici vedem ventilatorul care este prins pe capătul acestei țevi, pe planșa aceasta. Vine ventilatorul. Ventilatorul, cum vedeți, are un șubăr care abia este deschis, deci foarte puțin aer este necesar. Este un ventilator de pun arzător de ulei, mai vechi, modelul vechi. Aici vedem coloana, țeava unde trece uleiul. Partea asta, cotul, este fixat pe rezervor. De la acest robinet se poate regla debitul de ulei. Aici avem un vizor care putem controla cam cât ulei intră prin țeavă și putem vedea debitul, să nu fie prea mult și nici prea puțin. Aici este linia din țeavă de 3x8, se vede cotul și partea de jos care vine prins la olandeză. Aici, așa. Aici vedem rezervorul de ulei, aproximativ 40 de litri. Și mai avem puțin ulei la fund, ca să puteți vedea, uleiul nu este filtrat, chiar cu mizerie, resturi, apă și așa funcționează perfect. Ceea ce încape prin această țeavă aici la vizor, care are gaură interioară de 8 mm, ăla totul se poate scurge până jos în camera de ardere, unde este arsă. Și eu cred că din acest motiv este această cenușă se produce, pentru că uleiul nu este filtrat. Deci mizeria rămâne aici, în oala asta unde se produce flacăra. Cam atât ar fi, este ușor de făcut, nu sunt calcule și nu sunt cote complicate, mărimi complicate. Acest arzător este de aproximativ 100 de kW. În centrala în care a fost montată, centrala de 25 pe cărbun, lucra abia la 20%. Și ați văzut din filmarea anterioară că flacăra rezultată a fost
satisfăcătoare sau chiar foarte bună, o ardere aproape completă, fără fum. Cam atât ar fi. Mulțumesc pentru vizionare.